Bun găsit la un nou interviu electoral. Alături de noi astăzi este candidatul social-democrat la primăria orașului Amara, Valentin Moraru. Bine v-am găsit aici în stațiunea Amara. Sărumile și bine v-am găsit. Până nu de mult, Amara era o stațiune cu un renume nu doar național, era vizitată de foarte mulți turiști și din afară. A avut un început, un parcurs european până nu de mult, însă ulterior orașul, dar și stațiunea s-au oprit din acest drum de modernizare. Înțelegem că tocmai acest lucru urmărește candidatura dumneavoastră, să reia acest parcurs de dezvoltare firesc a orașului Amara și că programul dumneavoastră electoral este unul care le poate asigura cetățenilor un viitor mai bun. Da, cu siguranță cunoaște acest aspect toată lumea. Faptul că din anii 2000 până în 2016 Amara a cunoscut o bună și oarecum rapidă dezvoltare, accesând fonduri europene din anul 2007, de când România a aderat la Uniunea Europeană. E adevărat, tot la fel de adevărat este faptul că din 2016 și până astăzi nu a mai existat același parcurs, dar n-aș vrea să vorbim despre ce nu au făcut alții, ci aș vrea să vorbim despre ce vrem noi să facem, în speță eu ca și viitor primar al orașului Amara, raportându-ne, bineînțeles, la buna perioadă 2000-2016, având-o ca și reper. Da. Cu ce veți începe? Să presupunem că astăzi este 10 iunie, s-au numărat voturile și dumneavoastră ați ieșit câștigător. Care este primul lucru pe care aveți de gând să îl faceți în Amara în calitate de edil? Deși cu siguranță după data de 10 iunie voi fi primarul ales al orașului Amara, trebuie să luăm în calcul faptul că vom prelua mandatele atât de primar cât și noul consiliu local, le vom prelua undeva pe 10 octombrie, dacă nu mă înșel. Însă până atunci cu siguranță avem și la această oră și vom continua toate discuțiile necesare pentru a putea implementa programul de lucru pentru Amara pe care l-am și prezentat cetățenilor. Și plecăm de la cea mai stringentă problemă a orașului, și anume apa. Apa. Am fost cu dumneavoastră pe străzi zilele trecute în campanie electorală și au fost mai mulți cetățeni locuitori din Amara care s-au plâns de acest lucru. Apa a început să devină o problemă în tot mai multe localități ale județului și în general în toată țara. Cum veți rezolva această problemă dificilă? Care este de fapt problema apei la Amara? Spuneam mai devreme că ar trebui să ne raportăm la perioada bună cunoscută de Amara între anii 2000 și 2016, de unde putem lua exemple clare și foarte, foarte pozitive. E adevărat că orașul nostru a beneficiat de primul proiect pe fonduri europene din România, FARECES, și acela prevedea înființarea unei stații de tratare, fronturi de captare și capacități de stocare a apei. Foarte bine știm că Amara s-a dezvoltat din 2008 și până astăzi. Numărul cetățenilor care au venit aici a crescut, bineînțeles, iar pentru acest lucru a fost luat în calcul o nouă stație de tratare cu mărirea capacității de stocare și la fel extinderea fronturilor de captare. Proiecte lăsate undeva prin sertare în anii 2015 și 2016. Ulterior, noile administrații au avut cu totul și cu totul alte viziuni. Da. Avem proiectul Triangel Salinii, pe care l-am accesat
în urma faptului că n-am dat apa la urban, să-i spunem mai pe înțelesul tuturor. Dacă am fi dat apa la urban, acest proiect nu s-ar mai fi implementat în Amara și cu siguranță n-aveam nicio certitudine că vom rezolva apa dându-o la urban. Nu aveam nicio garanție că societatea va investi în Amara, pentru că tocmai ce spuneați și dumneavoastră, sunt atâtea localități cu probleme în județul nostru, în ceea ce privește apa. În concluzie, problema apei e ca și rezolvată și vreau să mulțumesc colegilor care în 2022 au înțeles și au luptat alături de mine ca acest serviciu să nu ajungă la urban. Se va implementa proiectul, vom avea noi fronturi de captare, deci volumul debitului nu va mai fi o problemă. Capacitatea de tratare va crește la aproximativ 200 și de metri cubi pe oră. Acoperă nevoile în perioade critice, să zic așa. În rest, cam tot ce ține de apă va fi istoria această problemă. Ați început această campanie electorală cu încredere? Cum au fost primele două săptămâni? Cât de greu sau cât de ușor? Sau care a fost lucrul cel mai dificil pe care a trebuit să-l depășiți în această campanie electorală de până acum? Știți cum e? E foarte dificil să vii să câștigi încrederea oamenilor după 8 ani în care li s-au trădat așteptările. Într-adevăr, am fost primit foarte bine de cetățeni, cu un grad de speranță foarte ridicat și cu siguranță nu o să-i dezamăgesc, pentru că nu e normal să mai fie dezamăgiți încă un mandat. Deja sunt două mandate în care li s-au trădat așteptările și nu meritau cetățenii acest lucru. Ești o tinerețea, entuziasmul, hotărârea de a moderniza lucrurile, sunt atuuri, nu? Ale candidatului social-democrat la primăria orașului Amara. V-ați folosit de ele pentru a câștiga electoratul? M-am folosit, nu neapărat aș putea spune că m-am folosit, ci vine dintr-o naturalețe oarecum. Fiind sportiv de performanță mulți ani, sunt dispus la sacrificii, la eforturi pentru a-mi atinge obiectivul. Și obiectivul meu este unul singur, bunăstarea orașului în care trăiesc și îmi doresc să rămân. Sigur, mă doresc că sunt mulți cei care nu vă cunosc, mai ales dacă e vorba de locuitorii din Amara. Știu că sunteți fiul fostului primar al orașului Amara, Victor Moraru, cel care a condus destinele acestei localități timp de 16 ani, iar apoi a fost președinte al Consiliului Județean Ialomița. Cât de mult vă folosește experiența tatălui dumneavoastră, experiența administrativă a domnului Victor Moraru în această încercare electorală pe care, iată, o duceți la sfârșit cu bine, să sperăm? Cu siguranță este cel mai mare atu al unui candidat la primărie, să se bucure de experiența și de sprijinul omului care până la urmă a adus cele mai multe fonduri europene în Amara și în județul Ialomița. Bineînțeles că e un mare avantaj că am crescut lângă el și pot spune că fără să vrea mi-a indus anumite lucruri în caracter, să-i spun așa, și în intențiile mele de a spuneți-mi două sfaturi pe care vi le-a dat domnul Victor Moraru înainte de a începe cursa electorală. Ce v-a spus că trebuie să faceți? Să muncesc foarte serios, să nu dezamăgesc și să depun toate eforturile necesare pentru ca cetățenii să fie mulțumiți. Revenind la programul dumneavoastră electoral, nu doar apa este o nevoie stringentă a locuitorilor din Amara,
îi auzeam plângându-se și de felul în care arată stațiunea acum, că nu mai are strălucirea de altă dată și că ar fi nevoie și de o modernizare a centrului orașului. Practic, unde este centrul orașului, că eu nu centrul, îl identific? Centrul orașului este la primărie. La primărie, în mod normal. Noi spunem și centrul orașului și la primăria veche, pentru că e totuși un simbol al istoriei orașului și acolo chiar trebuie să intervenim, pentru că nu e normal să ne batem joc de istoria noastră. E nevoie de foarte multe lucruri în Amara, pentru că, spre exemplu, de 8 ani de zile nu s-a mai turnat nici măcar un singur metru de asfalt. Asta ca idee, nu vreau să lovesc în cineva, dar trebuie să ne raportăm și la lucrurile mai puțin bune pentru a nu le repeta. Într-adevăr, zona de stațiune trebuie susținută prin modernizare, prin reamenajare, prin atragerea investitorilor, pentru că aceștia aduc plus valoare, în primul rând, imaginii, ca și imagine, și în al doilea rând, la bugetul local. Orice investiție făcută la Amara și orice bani cheltuit de un turist adus la Amara se va regăsi cu siguranță în bugetul local. Iar acest lucru ne va permite să intervenim mai mult pentru modernizare, pentru reparații, pentru întreținere și așa mai departe. Targetul meu personal e ca un ideal așa, și al meu și al echipei mele, și chiar ieri am avut o discuție și cu domnul deputat Ștefan Mușoiu, președintele Comisiei de Afaceri Europene, și ne-am stabilit împreună un target, un țel comun, acela de a aduce undeva la 100.000 de turiști în Amara pe sezon. Foarte ambițios, da, nu? Acum da, câți da. Turiști vin într-un sezon? Undeva la 20.000 de turiști pe an, dar cu multă muncă, cu seriozitate, cu o imagine bună promovată, cu încredere în autorități, cu siguranță vom reuși să facem 100.000 în următorii 4 ani. Am văzut că sloganul dumneavoastră electoral este Amara, un oraș în care îți vei dori să rămâi. Cum o să-i convingeți, mai ales pe cei tineri care sunt tentați acum, în contextul globalizării, europenizării, să plece, să-și caute un viitor mai bun în altă parte? Cum o să-i convingeți că aici trebuie să rămână, că pentru Amara lor trebuie să muncească și să lupte alături de dumneavoastră? Păi nu putem decât să le câștigăm încrederea prin munca pe care o depunem, prin realizările administrative pe care le avem și, bineînțeles, prin atragerea investitorilor, revin, și crearea locurilor de muncă, astfel încât ei să nu mai plece către zonele mult mai dezvoltate. Încercăm să dezvoltăm atât sau cel puțin cât tinerii noștri să rămână aici. Pentru că, nu știu cum simt alții, dar la mine Amara se simte, nu se mimează, ceva de genul. Ca tânăr, n-ați încercat niciodată să vă gândiți că v-ați putea găsi fericirea într-o altă țară, într-un alt loc? Doamna, am fost plecat vreo 2 ani prin Anglia, țară super dezvoltată din toate punctele de vedere, cu salarii mai mult decât decente pentru o țară de o astfel de anvergură. În 2 ani de zile vreau să vă spun că nu exista zi de la Dumnezeu în care să nu mă gândesc la Amara și nu puteam să concep să nu mă întorc acasă și să muncesc aici pentru a-mi dezvolta. Ce v-a atrăgea înapoi? Care era lucru care vă chema înapoi acasă? Tocmai ce v-am zis mai devreme, Amara se simte, nu se mimează, e un loc minunat. Uitați-vă, lac, plaje, parc, cel mai mare parc dendrologic din sud-estul Europei. Avem atâtea. Ce oamenii din Amara, cum sunt? Cum i-ați simțit în această campanie electorală? Sau cum sunt amărenii în general? Sunt amari? Nici de cum, nu. Amărenii sunt niște oameni minunați,
care iubesc Amara și vedem în pasiunea pe care o pun în tot ceea ce fac. Avem și producători agricoli care duc numele de Amara mai departe. Avem sportivi de performanță care duc numele orașului nostru pe cele mai înalte podiumuri din România și cât și din Europa. Deci lumea iubește Amara. V-ați hotărât de mult timp că odată și odată veți ajunge să conduceți destinele acestui oraș? Sau a fost un imbold așa înainte de debutul campaniei electorale și ați spus gata, calc pe urmele tatălui meu și vin la primărie și eu să continui ceea ce a fost odată început? Sau simțeați că ăsta trebuie să fie parcursul firesc? O să fiu foarte sincer și apropiații mei știu acest lucru. Nu am avut de gând să candidez nici în 2020 și nici nu m-am gândit pentru 2024 oarecum să candidez. Ce m-a determinat sau ce mi-a dat un imbold, să zic, faptul că în 2020 s-a făcut un sondaj la nivel de Amara și, surprinzător pentru mine la acel moment, am ieșit primul. Toți așteptau ca eu să candidez. Zic, băi, nu sunt pregătit. Nu e normal să candidez. Nu că vei câștiga. Uite, sondajul, vei câștiga. Nu sunt pregătit. N-aș vrea să sar un pas, să risc, să duc Amara în situația în care este acum. De altfel. Doreați o experiență. Da, am zis totuși să încerc cu un mandat de consilier și am candidat pe listele Partidului Pro-România de la acel moment. Am reușit să ajung în Consiliul Local, de unde am prins oarece experiență și acțiunile mele s-au văzut în bunăstarea cetățenilor oarecum. E greu să vă descurcați în hățișul ăsta administrativ, ca tânăr vorbesc, fără o experiență inițială în domeniu? Cum a fost? Da și nu. Atât timp cât îți dorești și îți stabilești să cunoști tot ce înseamnă și tot ce reprezintă administrația asta, n-ai niciun impediment. Trebuie doar să vrei și să aloci timp pentru asta, iar eu aloc undeva la 14 ore pe zi. Și acum aș vrea să încheiem spunându-mi, vă rog, cum vă doriți dumneavoastră să vorbească despre dumneavoastră locuitorii din Amara peste 4 ani, în cazul în care veți câștiga, da, fotoliul de primar al orașului și atunci vă veți încheia un prim mandat de edil al orașului. Ce ați dori să spună după 4 ani în fruntea localității despre dumneavoastră amărenii? Că am fost un pariu câștigat pentru ei. Asta vreau să spună. Să-și vorbească unii altora faptul că au avut dreptate, pentru că nu vă ascund că la acest moment există un sondaj, e adevărat, într-un mediu online, pe un grup de 1100 de persoane din Amara, unde peste 90% mi-au acordat încrederea deja pentru 9 iunie. Asta nu înseamnă că v-ați relaxat și nu, că nici de cum. Nici de cum. Încetini nici viteza de cum. Din campania electorală. Nu. Nici de cum. Mai avem fix 11 zile, dacă nu mă înșel, până se termină campania, respectiv 13 până la alegeri. Ne vom continua munca serioasă, foarte bine organizată și totodată continuăm procesul de atragere a tinerilor în jurul nostru și de construcția unei echipe care să fie prezentă în viața cetățenilor cel puțin 20 de ani de acum înainte. Vă mulțumim pentru interviu acordat, vă dorim mult succes în campania electorală și de asemenea vă dorim ca viziunea dumneavoastră despre dezvoltarea, modernizarea orașului Amara să prindă contur și să devină proiectul dumneavoastră electoral, să devină un proiect viabil pentru locuitorii acestei localități. Succes! Mulțumesc și eu vă mulțumesc și doresc încă o dată să îi asigur pe cetățeni că
eu nu îi voi dezamăgi.